în săptămâna aceasta, Marius Moga și soția lui Bianca ne-au acordat un interviu în exclusivitate. Frumoasa blondă ne-a dezvăluit secrete din familia lor și ne-a arătat cealaltă față a celui supranumit Micul Mozart. Îl știm cum e la TV sau în concerte, dar acum am aflat cum e Marius Moga ca soț și ca tată. El este cumva stâlpul meu, cum este și normal, de altfel îți cauți omul cu care te potrivești perfect, care este ca un stâlp pentru tine. Și asta este Marius, are grijă să nu-mi fac griji atunci când am nevoie să nu-mi fac griji. Înțelegi la ce mă refer? Pentru orice am nevoie, el e mereu acolo. Eu nu sunt nici cea mai pretențioasă, are noroc cu mine, adică nu am nevoie de flori, de chestii trestii, dar chiar și așa, de fiecare dată când face un gest, de fiecare dată mă surprinde. Și cred că mi-am găsit omul cu care mă înțeleg la un alt nivel. De asta și ziceam că lucrăm foarte bine împreună. Pe alocuri nu e nevoie să ne zicem foarte multe, că ne înțelegem. Totodată ne știm și reacțiile, ne cunoaștem foarte bine. Am luat pe Bianca de soție, iubită, muză, prietena. Chiar și ea m-a ajutat la lansarea asta cel mai mult, practic. Ai grijă de femeia ta, dar ea are grijă de bărbatul ei să facă lansarea. Marius este un tată fan. Este, exact cum ziceam și vis-a-vis de mine, este un stâlp. Maria la doră. Este cumva așa, tati în sus, tati în jos. Eu încerc să vorbesc cu Maria Elisabeta la fel cum aș vorbi cu oricine. Vreau să avem o conversație așa normală. Câteodată devin și așa un pic mai panicat în daddy mode, când e mai periculos sau ne cățărăm pe lucruri. Încă nu-i asimilez foarte bine, ea crește foarte repede, se cațără, evoluează la skills-uri și nu poți să ții pasul. La un moment dat se cațără pe o chestie și zice, uite tati unde m-am urcat, și tu ești gen nu. Cum te dai jos de acolo? Aha, e foarte simplu. Vă mai doriți copii? Da, mai dorim. Clar.